Foarte bună această incursiune. Mai lat, centrează și deschide de scor. Marchează Enrico Papa. Se ciocnește apoi de ureche, dar n-are nicio vină. A fost acolo o intrare dură. Și iată-i pe cei de la FC Botoșani reușind să marcheze. 1-0, minutul 7. Super acțiune, acțiunea lui Mailat. Dar cred că ureche s-a lovit destul de serios. Exemplu de combativitate. Al treilea gol al sezonului pentru Enrico Papa, un jucător albanez care este aici la Botoșani din 2018. Am văzut în Gazeta Sporturilor numai cu 2-3 săptămâni, poate o lună, un interviu cu el. A venit cu familia, se simte foarte bine la Botoșani. Vorbește de altfel româna exemplar. Lui Papa i s-a pus piedică, nu este vina lui că l-a lovit pe portar. A fost intervenția lui Rufati.